CSP Ulești a promovat în Liga a doua cu 3 etape înainte de finalul campionatului. Formația din apropierea Plăieștiului este virtual câștigătoare a Ligii A Prahova. În urma celor 3 puncte obținute în weekend pe teren propriu, CSP Ulești a câștigat cu 2-0 partida disputată în compania celor de la CS Tufeni, prin golurile marcate de Marius Mihai în minutul 36, respectiv Ionuț Neagu pe final în minutul 89. Cele două echipe se vor întâlni din nou miercuri de la ora 17:30 pe stadionul din Plopeni, în prima manșă a semifinalelor Cupei României. După câștigarea campionatului județean, CSP Ulești speră să obțină și cupa pentru a încununa sezonul foarte bun pe care l-a avut. Asta și grație fotbalistului Andrei Ciobanu, care a reușit să înscrie 54 dintre cele 130 de goluri marcate adversarelor de CSP Ulești în actualul sezon competițional.